Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru marți. Ziua de marți este plină cu o încărcătură energetică, ceva diferită față de cum a fost luni, în sensul că o să ne concentrăm cu toții pe casă, pe familie, pe bunăstare. Chiar este o zi în care putem să facem tot felul de lucruri plăcute pentru inima noastră, pentru plăcerea noastră. De asemenea, este o zi în care trecutul bate la ușă. Și este o zi cu surprize foarte, foarte mari. De asemenea, e o zi în care norocul pentru noi poate să vină chiar din ideea aceasta de a alege plăcerea, a alege iubirea, a alege copilul interior. Sau uite că este o zi în care norocul poate să vină din zona copiilor. Pe tot ce ține de afaceri, iarăși. Este un moment tensionat pe cer, din nou, și anume o cuadratură dintre Marte din Leu și Jupiter din Taur. Bineînțeles că se simte de ceva timp acest aspect, doar că în ziua de marți lucrurile sunt mult mai intense. E un moment ciudat acolo. E vorba de valoarea personală, de aprecierea pe care o primim din partea celorlalți, din partea persoanei iubite, de aprecierea pe care ne-o oferim nouă, iubirea pe care ne-o oferim, de ce nu? Și este o zi în care putem să asistăm la tot felul de discuții în contradictoriu în lume, dar în același timp se găsesc și soluții și rezolvări. Uite, poate să fie o zi în care putem să cheltuim bani pentru confortul nostru, pentru plăcerea noastră, orice însemna acest lucru. Fie că apar cheltuieli cu un copil, cheltuieli pe zona afacerilor, vrem să ne cumpărăm ceva pentru sufletul nostru și tot nu am îndrăznit și uite că ziua de marți e bună pentru așa ceva. Da, tarotul spune altceva, mă rog, altceva, tot pe aici prin zonă, pentru că avem Marea Preoteasă și Împărăteasă, semn că este o zi în care la fel planul fizic, planul material este important. Și este un moment în care ne vom raporta diferit. În sfârșit putem să avem curajul să facem acel lucru pentru plăcerea noastră, repet, pentru bucuria noastră interioară. Este foarte important să nu lăsăm partea de orgolii, de posesivitate, de gelozii să ne stăpânească. Asta chiar e important. Putem să profităm de aceste energii și să dăm un nou suflu relației, să ne dăm nouă personal un nou mod prin care ne manifestăm o nouă personalitate. Putem să aflăm tot felul de vești astăzi, care mai de care mai ciudate, legate de planul material, secrete care pot ieși la suprafață, bineînțeles. Dar oricum este o zi ceva mai liniștită, aș spune eu, mai liniștită. Bun, dragilor, cam atât în mare parte. O să vreau să discut mai multe pentru fiecare zodie, așa că te invit să vezi și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție. De asemenea, te invit la previziunile pentru această săptămână, că mai urmează evenimente interesante. Avem și soluții, avem și surprize undeva spre weekend, așa că te invit cu drag să vezi filmările. Dacă ești interesat să vezi ce se întâmplă în luna iunie, că acolo e cu transformări, așa cu eliberări pentru toată lumea, te invit și la acele filmări. Și acestea fiind spuse, cred că începem cu zodiile. Zodia Berbec. Dragi berbeci, pentru voi este o zi în care aveți parte de o bucurie, undeva în casă, în familie. Poate să fie ceva legat de o femeie, fie o rudă sau o prietenă apropiată. Este o zi foarte bună pentru tine să rezolvi și o problemă financiară legată de bani. Ei, uite că primești niște vești foarte bune și chiar vei avea niște surprize, fie din partea unui prieten, asta undeva în a doua parte a zilei, fie este o surpriză pe care o ai legată de zona tehnologiei, legată de zona de online, dar este ceva benefic pentru tine. Este un adevăr, da, care iese la suprafață. Și tot astăzi se simte foarte intens pentru tine acel conflict legat de valoarea ta personală, legat de bani, legat de modul în care, știu eu, ești apreciat de către ceilalți. Pot apărea conflicte în relația cu persoana iubită sau pot apărea conflicte în relația cu un copil.
referitor la zona studiilor sau referitor la o călătorie. Bineînțeles că astăzi pot apărea tot felul de încurcături, da, sau situații tensionate legate de acte pentru un liber beci, posibil și acest lucru. Dar ideea este că le rezolvați. Norocul vine chiar din partea unui copil, din partea persoanei iubite sau din partea unei persoane dragi-ție și chiar norocul vine din zona aceasta de a te distra, de a te simți bine și de a lua lucrurile ca atare. Hai să vedem tarotul ce transmite pentru tine în ziua de marți. Este ziua lui Marte, Marte guvernatorul tău care se află în leu, e prins acolo în tot felul de tensiuni. Dar ai și scăpare. Nu uita că partea de comunicare, repet, te ajută foarte mult perioada asta pe tine. 6 de bâte, 4 de bâte, o bucurie pentru tine. E ca o sărbătoare acolo în casă, în familie. Pur și simplu, alți berbeci, aveți o zi liniștită, o zi frumoasă în care reușiți să vă afirmați, reușiți să străluciți în fața celorlalți. Apoi avem aici 5 de spade. Vezi că e un moment în care vei dori să-ți urmărești propriul interes într-o situație. Atenție la eventualele conflicte care pot apărea cu ceilalți. Pentru unii berbeci, atenție puțin și pe acte astăzi și atenție pe un compromis. Apoi avem Regina de Bâte, care este cartea ta. Eu tare tind să cred că este o zi în care vei avea foarte multă energie, vei dori să te afirmi, să te simți bine și tot Regina asta de Bâte îți spune despre faptul că fie tu vei încuraja pe cineva să facă un anumit lucru, vei face atmosferă la locul de muncă sau în cercul tău de prieteni, în casă, în familie și poate, știu eu, faci sport astăzi mai mult sau faci mișcare. Simt aici că totuși este vorba despre a alege cumva plăcerea ta, alege cumva starea ta de bine. Zodia Taur. Dragi tauri, niște vești bune pe care le primiți de la o persoană care se află la o distanță mai mică de voi. Pentru unii pot fi vești bune legate de rude, legate de anturajul vostru, reușiți să rezolvați ceva legat de o mașină pentru unii tauri, dar este și o zi bună în care drumurile scurte sunt favorabile, cumpărăturile, chiar o zi extrem de benefică pentru tine, în care femeile te ajută foarte, foarte mult și undeva spre seară vei avea parte de o conștientizare privind cariera ta, privind reputația ta. Uite, chiar poți să primești niște vești bune din partea unor persoane care sunt cumva puse undeva sus. Ai niște surprize din partea partenerului sau niște rude îți oferă niște vești bune. Sunt lucruri frumoase. Ideea e că pentru tine este o zi în care se va simți foarte intens. Fie această dorință de a te afirma și de a străluci în casă, în familie. Atenție puțin totuși pe bani. E un moment așa în care fie faci cadouri, fie primești bani, te concentrezi foarte mult și pe planul acesta. Tot felul de schimbări, de transformări pe care cu siguranță și tu le inițiezi. Da? Marte acolo în leu în sfârșit te ajută să acționezi, chiar dacă, nu știu, cumva te împinge de la spate. Pentru că da, cu siguranță de mult timp sunt tot felul de situații acolo. Nu te simți tu bazat pe persoana iubită, pe un copil, pe un prieten, în general în viață. Simți tu că n-ai o bază acolo și acum, în sfârșit, dacă vrei, poți acționa, poți schimba. Da? Ai o foarte mare susținere din partea unei rude sau din partea unei persoane din trecut. Hai să vedem, dragi tauri, ce faceți voi. Asul de bâte, 3 de cupe. O activitate nouă pe care o faci, o bucurie mică legată de o petrecere sau poate pentru unii tauri la muncă se petrece ceva frumos. Faceți ceva pentru inima voastră, faceți o activitate nouă, ceva ce n-ați mai făcut până acum, fie că e ceva aparent banal. Asul de monede, dragi tauri, multe noutăți, asul de monede vine cu un loc nou în care poți să mergi, un lucru nou pe care îl cumperi, poate o nouă persoană pe care o poți cunoaște, dar simt aici că mulți tauri vor să meargă pe un nou drum, vor să meargă într-o altă direcție.
10 de spade, dragi tauri, dar v-ați supărat tare, da? 10 de spade înseamnă un final. E ca și cum spui astăzi, bine, eu vreau dovada concretă a lucrurilor, vreau să știu exact cum anume se petrece situația asta. Și 10 de spade, da, vine cu un final. Mai ales într-o chestie care nu era foarte serioasă. Zodia Gemeni. Dragi gemeni, pentru voi e cu bani astăzi, să știți. Da, e cu bani pentru că e o zi în care fie primiți niște bani, primiți o recompensă, primiți ceva material, o reducere, un cadou, nu știu, la mulți ani, dacă e ziua voastră. Pentru alți gemeni este o zi foarte bună în care puteți să vă simțiți bine. Da, puteți, nu știu, se poate întâmpla ceva absolut fantastic în viața voastră care să vă ofere mai mare încredere. Este și un moment de conștientizare pentru cei mai mulți gemeni, un moment al adevărului care vă ajută să vă recăpătați acea încredere în voi sau care chiar vă ajută să vă liniștiți cumva, dacă vreți, și din punct de vedere financiar. În general, ziua de marți pentru tine vine cu tot felul de secrete care ies la suprafață, conștientizări. Sunt lucruri care probabil te-au deranjat de foarte mult timp și acum în sfârșit ai ocazia să le spui. Alții gemeni pur și simplu veți rămâne surprinși de evenimentele care se vor desfășura în jurul vostru, pentru că ați pierdut puțin controlul relațiilor, controlul carierei voastre și nu-i problemă că Universul vă ajută de acolo să mai clarificați povestea. Deci, dragi gemeni, surprize pe care le aveți, tensiuni, descoperiri pe care le faceți, secrete care este la suprafață, conștientizări, atenție puțin pe sănătate și pe drumuri în ziua de marți. Adică nu vă grăbiți, da? Nu vă grăbiți. Hai să vedem, dragi gemeni, ce faceți voi. Și avem regele de monede, o conexiune cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn, soarele, o legătură cu un leu. Dragi gemeni, e o zi foarte bună pentru voi. Așa cum spuneam, pot apărea dovezi fizice, dovezi palpabile, sunteți ocupați de ceva anume sau puteți avea legătură cu o persoană care se ocupă cu niște lucruri normale. Da? Să spun că persoana asta are niște activități din acestea interesante. Un șef mai văd aici sau o persoană importantă. Nu știu, vine cineva și vă repară ceva mic în casă sau ceva de genul acesta. Îndrăgostiții, e cartea ta. E o zi în care poți face o alegere importantă, o zi în care vei alege să strălucești, să te bucuri de viață, să-ți urmezi pasiunea, să trăiești la maxim. Ultima carte, 4 de cupe. Totuși văd aici o senzație de plictiseală. Sau chiar dacă mergi undeva, să spun, nu neapărat că nu te simți bine, dar e ceva ce nu-ți place, ceva ce nu-ți convine. 4 de cupe reprezintă și un moment de plictiseală într-o relație, da? Sau poate să fie chiar și acel moment în care ți se oferă ceva, ți se propune ceva și ție inițial nu-ți place povestea. Poate e vorba și de puțină oboseală acolo, de ce nu? Zodia Rac. Dragii mei, Raci, pentru voi este o zi foarte bună. În primul rând, emoțiile sunt foarte, foarte puternice pentru voi astăzi. Veți străluci, vă veți simți bine, vă veți simți apreciați de către familie, de către persoanele din trecutul vostru, de către prieteni. Deci lucrurile sunt foarte frumoase pentru voi. Ei, bineînțeles că sunt acolo niște conflicte legate de bani și legate de modul în care sunteți voi apreciați. Poate, știu eu, v-ați dorit mai multă apreciere, v-ați dorit mai mulți bani și acum e momentul să acționați. Acum e momentul să spuneți ceea ce vă deranjează și asta e bine. Pe de altă parte, e o zi pentru voi în care puteți să aveți tot felul de surprize legate de un prieten. Fie aflați un adevăr, fie în sfârșit aveți curajul și vă exprimați și voi părerea și spuneți, uite, eu atât valorez, uite, cam asta vreau să fac mai departe. Pentru că ați fi foarte bine susținuți pe așa ceva. Spre seară poți să primești un mesaj surpriză. Poți să te întâlnești cu un prieten pe neașteptat. Hai să vedem, dragi raci. Se pot schimba așa planurile.
De la o oră la alta, de la o zi la alta. 6 de monede, prima carte, și 2 de monede. Foarte multă indecizie aici. Foarte multă indecizie. Fie lucrezi în două locuri, ești prins între două activități. Aștepți niște bani. Sau e nevoie să dai niște bani, aștepți un cadou. Trebuie să dai un cadou. Deci ai tot felul de lucruri de genul acesta de făcut. Apoi avem 9 de monede. Banii sunt importanți pentru tine. Deci dacă ai ceva de făcut, dacă ai ceva de cumpărat, dacă aștepți niște bani, uite că fie primești un răspuns pozitiv astăzi, fie, să spun așa pentru alți raci, primiți chiar la propriu. E o zi în care independența contează și indiferent ce se întâmplă aici, veți ieși foarte bine din poveste. 5 de bâte. Este și o zi cu discuții în contradictoriu, o zi cu niște conflicte care pot apărea legate de gelozie, legate de apreciere. Poate să fie o zi în care, știu eu, ai concurență. Da? Fie la muncă, fie într-o relație de iubire, te apucă gelozia sau pe partener îl apucă. Atenție puțin în relația cu șeful, că acolo pot fi conflicte, mai ales dacă discutăm de bani, dragi dragi. Pentru că unii cu siguranță nu sunteți voi apreciați la adevărata valoare. Zodia Leu. Dragi lei, pentru voi este o zi cu foarte mare protecție. În primul rând, protecția vine din partea unei femei, din partea unei persoane din trecutul vostru. Sunteți foarte bine susținuți pe așa ceva. Doar că e o zi în care vrei tu să faci mai mult. Vrei tu să te afirmi, vrei să strălucești și vei acționa. Da? Vei acționa. Poate e vorba de o afacere pe cont propriu. Poate e vorba de o schimbare, de o transformare pe care vrei să o faci la muncă. Și uite că acum e momentul pentru tine. Acum e momentul să te afirmi, să dai ce-i mai bun din tine. E o zi norocoasă pentru tine, să știi. Chiar o zi în care te vei simți extraordinar de bine și chiar e recomandat să-ți exprimi și tu punctul de vedere, însă atenție să nu mergi în ideea de atașamente posesive, orgolii și așa mai departe. Deci nu mergem în zona aia. Dacă doar ne afirmăm și spunem gata, îmi place să fac asta, n-am reușit, acum am ocazia să schimb, e mult de muncă, dar se merită, deci dragi lei, tot înainte. Conflicte care pot apărea în relația cu partenerul de viață pentru alți lei sau în relația cu persoana iubită, în relația cu un copil, deci poate și zona asta să fie ușor așa dată peste cap, dar undeva spre seară, uite că afli un adevăr, afli o veste care te surprinde foarte mult privind partenerul, privind o activitate pe care vrei să o faci împreună cu cineva. Hai să vedem, dragi lei, ce faceți voi, care sunt mesajele pentru Leu. Avem 8 de bâte, puterea, o legătură cu zodia Leu, deci o legătură cu zodia ta, da. Dragi lei, veți visa departe, da? În ziua de marți, veți comunica foarte mult, vă veți exprima acea pasiune și veți lupta pentru pasiune. Important este să nu o duceți în ceartă, în lupte de orgolii, asta e regulă, ma, faceți ce vreți. Că în general este o zi foarte bună, să știți, să vă afirmați, să spuneți lucrurilor pe nume. Regele de bâte, din nou energia ta, deci este o zi în care vei lua atitudine și vei începe ceva sau vei lucra la un anumit proiect. Dar este o zi în care pur și simplu îți crește încrederea în tine. Este ca și cum se deschide așa o perioadă în care tu te poți afirma, în care poți să te bucuri de viață, poți să fii apreciat. 7 de spade, cineva cam minte, cineva fură, cineva evită. Dragi lei, atenție la o persoană care și-ar putea urmări aici interesul, încercați și voi totuși să nu exagerați, da? Unii lei puteți să profitați de poziția în care vă aflați ca să duceți o situație în favoarea voastră. Zodia Fecioară. Dragi Fecioare, o zi foarte bună pe zona prietenilor. Primiți foarte, foarte multe vești bune de la aceștia și tot ziua de marți este foarte bună relația cu femeile. Fie că e o prietenă, cineva de la muncă, oricine,
sunteți foarte bine susținuți pe studiu și pe bani, deci reușiți să rezolvați ceva. Și mai mult decât atât, este o zi în care veți avea o surpriză, o conștientizare sau aflați un adevăr legat de muncă sau legat de starea de sănătate. Și asta e ok. Zona internetului este foarte activă pentru voi în a doua parte a zilei și de acolo apar tot felul de situații. Poate e ceva legat de o călătorie îndepărtată pentru unii dintre voi. De asemenea, pentru tine se menține acea tensiune legată de spiritualitate, în mod special, legate de ideile tale despre viață. Și acum unii dintre voi sunteți puși la studiu, fie că vreți, fie că nu vreți, alții aflați tot felul de lucruri care se petrec și care vă împing așa de la spate să faceți niște schimbări legate de casă și legate de familia voastră. Pot fi niște chestiuni legale, poate să fie vorba despre o împărțire de bunuri, poate să fie vorba despre un împrumut, deci niște bani pe care îi împrumutați sau ceva ce aveți acolo de făcut și sunteți prinși pe așa ceva, nu e neapărat ceva negativ. Ideea este că aveți o protecție divină pe toată povestea asta, indiferent ce se întâmplă. Hai să vedem, dragi fecioare, ce vă spune și tarotul, ce trebuie să știți. Pentru fecioară, hai să vedem. Pajul de bâte. Au ieșit două cărți. Cavalerul de cupe. Dragi fecioare, puteți să vă îndrăgostiți astăzi, serios vorbesc, deci cei care sunteți singuri, vedeți mare atenție prin jurul vostru. Văd aici o activitate nouă pe care o faci împreună cu o persoană dragă ție, dar văd și un drum pe care cineva îl face. Opt de bâte avem aici, care înseamnă multă comunicare, înseamnă pasiune, atracție, plăcere. Opt de bâte vine la pachet și cu o zi în care lucrurile se desfășoară foarte rapid pentru tine. Apoi avem cavalerul de bâte și trei de spade. Încercați să nu vă grăbiți astăzi, dragi fecioare. E aici o persoană foarte energică, plină de viață, care se aruncă cu capul înainte. Este o persoană foarte entuziasmată, cineva care dorește să meargă pe o anumită direcție. Acum, cărțile astea, nu știu, vă recomandă fie voi să dați dovadă de seriozitate, fie cineva din jurul vostru, pentru că fie intrați în contact cu o persoană care e puțin mai neserioasă și nu o să vă placă chestia asta, fie cineva vă spune, auzi, ești cam neserios și posibil să nu-ți convină. Acum eu nu spun că tu vei fi așa, dar poate chiar vei fi serios, doar că aici fiind și roata destinului, deci se cere o clarificare. E bine să nu vă grăbiți astăzi, să nu vă lăsați așa prea purtați de evenimente. Zodia Balanță. O zi în care o femeie te ajută foarte mult. Fie reușești să rezolvi ceva legat de o bancă, ceva legat de o sumă de bani, de o instituție publică, însă vezi că e un moment în care ești în centrul atenției și este foarte important să găsești acel echilibru. Acum, e o zi destul de tensionată, dragi balanțe, pentru voi, pe relații, în primul rând, deci relații cu rudele, relații la muncă, relații cu ceilalți, pentru că este vorba despre a face niște schimbări și Jupiter acolo în Taur, să știți că vă pune la treabă și Jupiter în Taur vă spune în felul următor, că dacă nu faceți voi schimbarea, faceți Jupiter, el este marele benefic, dar în momentul în care este prins așa în corzi, cum este prins acum, cam amplifică tot ce prinde. Da? Și casa 8-a poate să fie și o casă a pierderilor și a eliminărilor, așa că vedeți ce faceți dacă nu luați voi atitudine, vine universul și cu siguranță nu o să vă placă. Sunt niște discuții profunde acolo, o negociere pentru o afacere, niște drumuri pe care le-ai de făcut, niște decizii care se vor luate acum. Și știu că na, e cam neplăcută povestea asta cu acum, o surpriză pe care o ai undeva spre seară din partea persoanei iubite sau din partea unui copil. O reacție ciudată. Au ieșit cărțile. Dragi balanțe, voi sunteți cu schimbările astăzi. Cărțile au ieșit exact pe arcana majoră, steaua, soarele și pajul de bâte.
E o zi în care te afirmi, o zi în care te simți bine, văd multă pasiune, văd o nouă persoană care poate să apară sau o nouă activitate pe care o faci alături de un copil sau alături de o persoană dragă ție. Apoi avem aici 8 de bâte, multă comunicare pentru tine astăzi cu șefii sau comunicare cu persoanele importante dragi ție. Printr-o discuție se pot clarifica foarte multe lucruri în ziua de marți, iar ultima carte, 2 de monede. E un moment în care tot stai și cântărești aici ceva anume, unii e posibil să aveți niște plăți de făcut, deci să dați niște bani. Pe de altă parte, văd aici că e nevoie să negociați cu cineva un anumit lucru sau e nevoie să vă împărțiți între două direcții, două locuri de muncă, două situații, doi prieteni. Zodia Scorpion. Dragi Scorpion, chiar o zi bună pentru voi, o zi în care vă puteți afirma și acum, serios vorbind, că e o zi pentru tine în care ai foarte multă intuiție și ești foarte bine susținut pe străinătate, spiritualitate, studii superioare, acte și toată zona asta. Foarte multă susținere ai și e o femeie care te poate ajuta printr-un sfat, printr-o ghidare, printr-o terapie la care mergi. Poate să fie și o prietenă pentru alții, deci sunt chestiuni de genul acesta. Știu că e crucea aia fixă pe cer și nu-i foarte plăcut pentru noi cei cu marcaj fix, adică și eu sunt prin acest grup. Da, așa că, dragi scorpioni, pentru voi se mențin acele tensiuni în relația cu șeful, în relația cu partenerul de viață, în relația cu ceilalți, la modul general vorbind. Poate alți scorpioni pur și simplu aveți multe acte de făcut sau aveți multe lucruri de rezolvat. Pe muncă, lucruri personale, aveți de umblat cu actele și profesional și personal sau intrați în contact cu mulți oameni. Și este o perioadă în care voi reacționați foarte mult și punctul norocului sau norocul pentru tine vine chiar din zona aceasta a afirmării. Ai foarte multă susținere din partea șefului, din partea partenerului sau multă susținere ai să te afirmi, să te eliberezi. Este o situație din care tu vei ieși bine. Nu că aș alimenta acum și aș susține ideea de conflicte, doar că na, ce să facem? E un moment în care ți se cere să te mai afirmi și tu, mai dai un pas în față, da? De asemenea, undeva spre seară, ai niște surprize din partea partenerului de viață sau ai o discuție acolo interesantă, se întâmplă ceva, afli un adevăr. Și asta e de bine, dragi scorpioni. Pot fi conflicte pentru alții legate de un copil în ziua de marți sau legate de o afacere și acolo cineva trebuie să ia atitudine. Și voi, scorpioni, vă apucați și acționați. Vă apucați și spuneți lucrurilor pe nume. Cavalerul de bâte pentru tine. Cavalerul de cupe. Ce faceți, dragi scorpioni? Hai că pentru unii sunt niște tranzite bune, depinde acum ce fel de scorpion sunteți și depinde în ce situații vă aflați, că pentru unii e cu pasiune mare, mare perioada asta, roata destinului. Deci unii scorpioni puteți să cunoașteți pe cineva care să vă cam ia mințile, să știți, sau este o zi în care ceva se rezolvă pe neașteptate, o zi cu multă pasiune, o zi cu drumuri, lumea care reprezintă o eliberare, care reprezintă acel moment în care tu te simți bine acolo unde ești, în care vrei să călătorești undeva departe sau afli o veste bună legată de o închidere. Cavalerul de monede. Foarte mulți cavaleri, dragi scorpioni, e clar că vreți să mergeți pe un alt drum. E ca și cum până acum a fost și cu iubire, a fost și cu pasiune, s-au întâmplat chestiuni, dar cavalerul de monede este cel mai serios dintre toți. Este cel care se mișcă încet. Sigur, nu se aruncă cu capul înainte. Da, e un moment în care primiți acea siguranță sau vi se deschide mintea deodată. De la idee, de la emoție, toată povestea ajunge la practică. Și mai ales dacă sunt scorpioni care au conflicte în relații sau aveți tensiuni cu ceilalți, e o zi în care le puteți rezolva. Da? Le puteți rezolva. Pentru unii poate să fie vorba despre o persoană care nu prea vă e pe plac, adică o rivală, nu știu, la muncă, să spun că e o colegă sau că aveți o concurență undeva anume, în general, în viață, personal, profesional. Zodia Săgetător. Dragi săgetători, pentru voi este o zi foarte intensă, o zi în care puteți să vă bucurați de viață.
Puteți să vă bucurați de o întâlnire frumoasă alături de partener, puteți să cunoașteți o nouă persoană, poate chiar un suflet pereche pentru unii săgetători. Și este o zi foarte bună pe muncă. Uite, mare atenție ce se întâmplă în viața ta în ziua de marți, pentru că, uite, poți să-ți dai seama ce îți place cu adevărat să faci. Poți să-ți dai seama cum anume îți poți schimba rutina zilnică, tocmai pentru a-ți fi ție favorabil. Pentru că este cu adevărat o zi pentru tine în care vei rămâne surprins de niște reacții ale persoanelor din jurul tău, privind ceea ce vrei tu să faci, privind o schimbare, privind o transformare. E ca și cum aveai o teamă mare și acum vezi că lucrurile nu sunt chiar așa. Este o zi în care ar fi bine să acorzi o mai mare atenție, în primul rând, problemelor de sănătate, și este un moment în care ți este pusă la încercare așa cunoașterea pe care o ai tu, indiferent de informațiile pe care le deții, că sunt de ordin înalt, că sunt chestiuni banale. Dar este și o zi în care ți se demonstrează că teoria din mintea ta poate nu e aceeași cu practica. Sau poate teoria ta e bună, dar practic vorbind mai trebuie niște schimbări. Îți dai seama că, băi, am idei bune, dar totuși nu se întâmplă nimic în viața mea. De ce? Păi pentru că nu le pui în practică și asta o să conștientizezi. Și o vom vedea săgetători care vor acționa, care vor spune lucrurilor pe nume. Pot apărea conflicte astăzi la muncă, deci atenție. Atenție și voi puțin pe orgoliu, pe zona asta. Norocul vine din zona străinătății, zona studiilor superioare, călătorii îndepărtate, acte. Unii, nu știu, poate aveți de rezolvat ceva cu niște acte, cu ceva anume. Și în relația de cuplu poate să apară discuții, că e ca și cum, bun, teoria e teoria, dar practica unde-i? Da, e o perioadă în care cu toții vrem practic. Practic vreau să-mi arăți, practic vreau să văd lucrurile, mai lasă-mă cu teoria. Cam așa și voi. 8 de spade, 8 de monede. Păi, dragi săgetători, aici e un blocaj la voi pe muncă. Vă simțiți blocați, nu vă simțiți în largul vostru, simțiți că ceva nu funcționează, simțiți că ceva merge greu, vă simțiți ca într-o închisoare acolo. 6 de bâte, dar apare o bucurie pentru tine, o victorie. Primești o veste pozitivă astăzi. Poate e ceva legat de planul material. 9 de monede, exact cum spuneam. Deci are legătură cu banii, cu mulțumirea, cu împlinirea. Pentru unii săgetători, pentru alții pur și simplu se întâmplă lucruri atât de frumoase și reușiți să ieșiți din blocajul minții voastre, da? Și vă simțiți mulțumiți, împliniți, simțiți că aveți tot ce vă trebuie, că sunteți apreciați, că sunteți liniștiți și asta e ok. Zodia Capricorn. Dragi Capricorni, pentru voi este o zi foarte bună în care o femeie vă ajută foarte, foarte mult. Poate să fie șefa, poate să fie o instituție cu nume feminin, pentru bărbați poate să fie persoana iubită. Iar dacă ești singur sau singură, vezi ce faci prin jurul tău, că sunt șanse să apară cineva. Chiar undeva spre seară poți avea parte de o surpriză plăcută privind o afacere sau privind un copil, persoana iubită. Pentru unii e ceva legat de bani, pentru alții e vorba de aprecierea pe care voi o simțiți. Însă, dragi Capricorni, pentru voi sunt două variante. Fie ziua de marți e plină cu pasiune nebună și vreți să trăiți intens în relația de cuplu. Fie cei singuri, repet, fiți foarte atenți, pentru că e un moment în care puteți să cunoașteți pe cineva, dar să fie o dragoste din asta nebună, efectiv, cu pasiune, cu tot ce trebuie. Dar pentru capricornii care sunteți într-o relație tensionată, vedeți că pe acolo apar tot felul de discuții. Sunt niște chestiuni care trebuie închise, sunt niște chestiuni la care trebuie să renunțați. Și acum, dacă nu înțelegeți, va face universul ce dorește. Și v-am mai spus eu că această casa 8-a e destul de ciudată. Da? E frumoasă, e intensă, dar dacă nu știm să lucrăm cu ea, reprezintă și pierderi mari. Da? Fie emoționale, fie financiare. De asta vă spun eu, renunțați la cei de renunțat. Acum e un moment în care ar fi bine să vă concentrați pe plăcerea voastră. Asta e foarte, foarte important și atenție, indiferent ce se închide sau indiferent ce se întâmplă, sunteți foarte protejați pe aceste schimbări și sunt schimbări benefice pentru voi. Da? Dacă n-ați făcut voi nimic, nu e problemă, face universul și vă eliberează. Sunteți susținuți pe moșteniri, pe bani, pe bănci, pe donații, pe închideri.
pe eliminări. Pot fi tensiuni legate de zona afacerilor pentru unii capricorni sau chestiuni legate de copiii voștri. 5 de cupe, regele de monede. Dragi capricorni, mai lăsați ideile astea vechi în spate. E ceva ce nu vă place, ceva ce nu vă convine, fie în legătură cu un bărbat important din viața voastră, fie este vorba despre faptul că lucrurile parcă nu se mișcă în direcția respectivă sau merg mai greu. Da? E o transformare aici, e o schimbare pe care e nevoie să o acceptați și poate e ceva legat de casa voastră, de familia voastră, de un moment important. Ultima carte, roata destinului, deci se fac niște schimbări, dragi capricorni, chiar pe casă, familie, în plan personal, pentru mulți dintre voi despre asta e vorba. E o transformare. E un moment în care lucrurile încep să se miște într-o anumită direcție. Au stagnat. Au stagnat și acum trebuie eliberare. E un noroc pe care îl poți avea. O schimbare în casă, în familie. Doar că e ceva ce inițial e posibil să nu ți se pară ok sau capricornii care aveți probleme de mult timp pe un anumit domeniu, astăzi le puteți rezolva, dar e important să luați și voi atitudine, că dacă lăsați doar universul, o să fie cum o să fie. Zodia Vărsător. Dragi Vărsător, este o zi foarte bună pentru tine, în care, uite, dacă ai o problemă de sănătate, poți să te simți mai bine, este un moment în care conștientizezi tot felul de lucruri, dacă ai de lucru, e foarte bine acolo, ai un ajutor din partea unei femei sau primești niște vești bune din partea unei persoane dragi ție. Este vorba despre o activitate zilnică, da? Deci o rutină zilnică sau este vorba despre locul de muncă. Dacă e pe sănătate, vezi că rezolvi niște chestii absolut fantastice. Apoi, în general este o zi pentru tine cu niște tensiuni în relația de cuplu. Niște tensiuni împreună cu partenerul privind un proiect pe care îl aveți în comun, privind un drum pe care vreți să-l faceți, fie că e o călătorie, fie că vă vin musafiri, pentru alții pot fi chestiuni legate de acte, pentru alți vărsători. Deci sunt acolo niște tensiuni. Acum, dragilor, ar trebui să-mi ascultați puțin și pe ceilalți, că norocul chiar de acolo vine, din partea unei persoane dragi ție. Din partea persoanei iubite, a partenerului, un client, poate să fie vorba de zona actelor, deci de acolo ai foarte multă susținere. E important acest aspect. Da? E important. Hai să vedem, dragi vărsători, ce faceți voi. Chiar o zi bună. Poate sunt niște schimbări pe care e nevoie să le faceți și anume să încercați să priviți o situație dintr-o altă perspectivă. Că uneori spunem că e blocat, e blocat, dar nici noi nu încercăm să privim situația respectivă altfel. Și noi acționăm tot la fel. Păi despre asta e vorba, cumva de a acționa puțin diferit, dragi vărsători. Adică dacă tot acționați la fel, vă garantez eu că nu se întâmplă absolut nimic. Da? Cercați să faceți lucruri noi, da? Sau să acționați diferit. 10 de monede, 10 de cupe, o bucurie foarte mare legată de casă, familie, viața ta privată. Văd aici o bucurie, o celebrare, o sărbătoare legată de un grup de oameni din care tu faci parte. Faietonul, o legătură cu zodia Rac, faietonul să știi că vine aici cu o schimbare. Faietonul vine și îți spune, uite, hai să mergem pe o anumită direcție. Faietonul vorbește despre un succes, despre un triumf pe care tu îl poți avea. Ultima carte, 8 de bâte, o conversație online pe care o ai. Lucrurile se desfășoară foarte rapid pentru tine în ziua de marți. Și uite, eu văd și pasiune și succes. O călătorie sau ceva ce vreți voi să faceți. E și o zi cu pasiune. Zodia Pești. Dragi pești, pentru voi e o zi în care dragostea e importantă și chiar o să vă simțiți bine. Fie vă cumpărați ceva pentru sufletul vostru, pentru alți pești e o zi în care aveți foarte multă creativitate și de asemenea niște discuții cu o prietenă v-ar putea ajuta foarte mult, dar vedeți că sunt discuții extrem de profunde. E o discuție între două femei. Acum poate să fie o discuție între tine și cineva drag ție. O zi în care ar fi bine să te mai orientezi puțin și pe plăcerile tale personale,
Dar uite că undeva spre seară vei afla un secret sau vei avea parte de o conștientizare. E o surpriză pe care o ai din partea unei persoane și interesant este că pentru tine e o perioadă așa în care fie sunt probleme de sănătate, fie apar tot felul de discuții în contradictoriu la muncă, ai mult de scris, ai mult de citit sau ai un proiect la care lucrezi și care te solicită destul de mult. Însă, dragi pești, e o perioadă în care dacă voi acționați așa cum trebuie, chiar puteți să primiți avansări la muncă, puteți să creșteți, să înfloriți. Dacă e vorba de rutina voastră zilnică și pe acolo sunt probleme, vedeți că ele se rezolvă. Da? Toată povestea e să vă schimbați puțin rutina sau să faceți ceva și pentru plăcerea voastră, că unii pun pariu că mergeți așa pe mod automat. Și nu prea e ok, dragi peștișori, v-am mai spus eu o poveste asta și tot vă bat la cap, n-am ce să vă fac până stă Lilith, mă rog, până iese Lilith de acolo. Ce mai e important aici? Pe muncă pot apărea conflicte, discuții în contradictoriu cu șefii, cu persoanele importante. Alți pești, nu știu, pur și simplu la voi la muncă e un scandal acolo sau e agitație și sunteți și voi prin zonă și normal că deciziile care se vor lua vor avea impact și asupra voastră și poate sunteți puțin stresați. Alții poate aveți probleme cu o persoană din jurul vostru, niște probleme medicale care vă stresează, deci nu neapărat e să fie problema voastră. Regina de spade, cavalerul de spade, dragi pești, o zi cu mari surprize, care vin cu niște clarificări. O legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Pe neașteptate primești un mesaj, un apel telefonic sau un drum, surpriză, pe care cineva îl face. Văd aici o legătură cu o instituție publică, cu zona actelor. E ca și cum se întâmplă ceva total neașteptat la muncă sau într-o situație anume. Apoi avem 10 de monede. Casa și familia sunt importante pentru tine astăzi, dar văd aici un conflict legat de un grup mai mare de oameni. E un conflict la o ședință, la o adunare, ceva acolo se petrece și se iau decizii. Ultima carte, puterea, o legătură cu zodia Leu. Uite, este o zi de marți pentru tine în care ți se cere să ai răbdare, compasiune și ți se cere să-ți asculți acea putere interioară și să faci ceea ce tu simți. E foarte important acest aspect. Puterea poate să vină și cu niște lupte pentru tine, lupte interioare, lupte de orgolii, cine e mai tare. Poate ar fi bine, repet, să-ți vezi puțin și de plăcerile tale astăzi, că tare bine ar fi, mai ales dacă discutăm de rutina zilnică. Na, pisica tocmai s-a trezit, a dormit până acum în bibliotecă, poate așa și voi, dar nu mai odihniți, vă mai faceți treburile, mai lăsați și pe alții, nu luați toată responsabilitatea asupra voastră. Da, dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru ziua de marți. Eu îți mulțumesc pentru atenție, îți mulțumesc pentru că te-ai abonat acestui canal. Funcția abonează-te este gratuită pentru toți, este diferită de funcția alătură-te. Îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii. Dacă n-ai făcut deja aceste lucruri, îți mulțumesc în avans pentru că sunt sigură că o vei face și de asemenea te invit cu drag și în comunitatea acestui canal să apeși butonul alătură-te. Și acolo ai acces timp de o lună de zile la toate previziunile bonus pentru toate semnele zodiacale, deci și pentru săptămâna asta și pentru iunie, ai acces și pentru mai, dacă ești curios să vezi ce urmează în ultimele zile, ai acces și la previziunile pentru anul 2023, atât partea de tarot, cât și partea de astrologie, deci ce vrei tu acolo găsești. Am văzut că ne-am mulțit și asta mă bucură foarte, foarte mult. Abonamentul se poate închide oricând, deci nu e obligatoriu. Nu e o sumă foarte mare, e ceva simbolic, da? Bun, vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi de marți cât mai frumoasă.